Cum ai primit interviul? Cum ai citit interviul lui Cornel Dinu? Mă, cum să-l privesc? Ca pe declarațiile unui, unui om care mitoman și care, fiind foarte frustrat de nerealizările lui în viață, deși se pare că în opinia generală ar fi fost ceva de capul lui, dar n-a fost niciodată cap-coadă decât eventual un fotbalist peste medie, așa, și care în nebunea lui și în puseurile lui de delir inventează, croșetează pe baza unor fapte cât de cât reale, unei realități cât de cât existente, despre niște povești și niște lucruri pentru a fi interesant, pentru a fi el în prim plan, iar opinia publică și cei din ziua de azi n-au de unde să știe lucrurile acestea pentru că nu le-au trăit la momentul ăla. Nu poți să spui de tata, care a fost o emblemă a clubului și că în perioada lui s-au obținut acele rezultate fantastice. Nu poți să scui pe blazonul clubului Dinamo, tu fiind marele dinamovist și legendă. Mă, de unde lor fi găsit pe ăsta legendă? Nu știu. Cred că e singură viață. A câștigat de 3 ori. Stai puțin, nu. A câștigat de 3 ori. La Rosenblink, nu. Jucătorul anului în România. Mm-hmm. A fost de 3 ori jucătorul anului în România, participat la campionatul mondial. Sărim, și am, să te rog să ai puțină răbdare cu mine, sărim tot timpul de la una alta, dar pentru că mi-a venit asta pe voleu. De unde atâta legendă? Păi dacă ăsta e legendă, Costică Ștefănescu, Dumnezeu să-l odihnească, ce a fost? Costică, nu știu, întreb. Ștefănescu a fost Ilie Balas, o legendă a Craiovei. Marius Fiecare club are legendele lui. Da. Ok, de acord. Marius Lăcătuș ce a fost? Păi s-auzea vreodată de Cornel Dinu dacă tata nu făcea greșeala, că și tata a făcut greșeală, ca orice om. Dacă nu faci, n-ai de cum să greșești. L-a dat pe Bumbescu la schimb cu Turcu. Păi dacă Bumbescu rămânea la Dinamo, mai știa cineva de Cornel Dinu? Păi îl compar pe Bumbescu ca fotbalist cu Nu, Dinu. Aici, uite, Dinu a dat scuză-mă o secundă doar. Da, și da, da. Ideea și poți să zici ce vrei, că uite, eu mai bătrân, mai în vârstă, îmi cer scuze. Două pase cu Latu și au exact inventat el diagonale. Păi ce diagonale ai dat, mă, cărcănatule, că dacă te prindea unul numai pe picioare, ți le dădea, că nu puteai să dai picioare la cât ai băut cu o zi înainte. Stai o secundă. Compară cu Bumbescu la detentă, se compară cu Bumbescu la deposedare, se compară cu Bumbescu vis-a-vis de palmares, iar pe ăla nu-l face nimeni legendă, îl fac pe ăsta. Toată lumea spune, domnule, dacă lansați acuzații de genul ăsta, aveți probe, puteți să aduceți probe. Tu l-ai întrebat pe el vreodată, sau cine i-a luat interviu? Dacă are vreo probă în sensul ăsta? El nu spune, toată lumea făcea așa. Nu, domnule, tu ai vreo probă, de unde știi tu că făcea toată lumea așa? Toată lumea era blătuitoare ca tine. Ei. Cine? De unde știi? Că poți să zic și fotbalul european era plin. Eu nu spun că el este. Da, spun. Așa. De unde știu, mă, dacă tu ești învățat să fii blătuitor, toți făceau asta? Întreb, eu nu spun că el era învățat să fie blătuitor, da? Nu, asta nu era învățat. Uite, el era blătuitorul șef. Și pe lângă el mai e căuta 2-3. Dar ai vreo hai să probă zicem să știi că... chestia asta? Uite, păi tocmai asta spun, tine. Nu știu, presupun. Deci eu spun că dacă tu ai un mod de viață care nu e corect și nu e în regulă, și hai să recunoaștem că n-a dus o viață sportivă, a băut cisterne. Nu știu dacă a ajuns la una cu Piții Varga, dar era pe acolo cu băutura. Da? Spune-mi și mie. E un lucru pe care l-a recunoscut. Da. Da, l-a recunoscut, gata. Și eu am recunoscut că am fost o beizadea comunistă și m-am predat, nu e nicio problemă. Beizadea vremurilor comuniste. M-am predat, eu nu despre mine discut. Mă, dar dacă tu spui și aduci aceste acuze, nu mai spun de faptul că tu ai luat geanta și ai dat-o tu. Ai participat direct, nu indirect, la măsluirea unor rezultate, la atragerea unor eventuale avantaje și facilități din partea arbitrului? Întreb, nu dau cu parul. Dacă nu, nimeni asta, nu l-acuză da, pe el. Hai să luăm senzaționalul doar din chestia asta, să ne batem joc de suflarea dinamovistă, de copiii ăștia frumoși care vezi ce au făcut acum pentru Dinamo cu DDB-ul și cu peluza Cătălin Hâldan și că au strâns bani și sunt suporteri înflăcărați. Și hai să ne batem joc de toți, că el a fost miezul. Dar el a cărat geanta, el a dat șpaga, dar nu, cum să spun, eu n-am făcut nimic. Erau niște jigodii, că m-au pus. Sau cum? Nu înțeleg.